așa ai pornit. Da, da, la Cenaclu Flacăr, al condus de Adrian Păunescu. El m-a ochit, mi-a zis, în maniera e bine cunoscută, începând de astăzi, sunt membru al Cenaclului Flacăr, stai jos. Da, spuneai de câștiguri. Dar păi câștigul este unul enorm. Știi care este? Trăim cu toții într-o lume excesiv dinamică, cu niște timpi artificiali creați. Și atunci toate se fac în grabă. Atât de în grabă încât pare că doar moartea mai poate să stăvilească această netrăire. Un paradox probabil ce spun, dar mie mi se pare că aici ființa, lăuntru nostru, se fracturează cu acești timp accelerați. Când mai poți să guști un cer senin între două claxoane? Nu știu, dar mi-ai pus o întrebare extrem de complicată pentru mine, cel puțin. Nu, dacă mă întreb când am văzut un cer cu stele, nu-ți pot răspunde la modul cel mai sincer. Deci eu vreau să spun că acolo încă se trăiește într-un ritm normal, într-un ritm natural. Asta e un mare lucru, pentru că poți să mergi braț la braț cu tine. Deci foarte de aproape. Și de să știi că se vede. Am văzut, am urmărit un pic, pentru că, sigur, sunt conectat la toate mijloacele de informare. Am urmărit cât de puține lucruri noi se întâmplă în planul creației. Am urmărit trupe, muzicieni care scot tot felul de best-of-uri ca să, sigur, să fie prezenți pe piață, să, absolut, să poată să facă absolut, treabă. Discuție, câte o piesă nouă, câte două, câte trei, câte cinci maxim. Hai câte un disc în unele fericite caze. Dar pot să spun că noi acum avem material pentru vreo 4 CV-uri, cu piese noi, toate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem acest timp disponibil. Asta e diferența de timp. Înțelegi? Sigur, nu ești toată ziua la televizor. Sigur, nu ești toată ziua la radio. Sigur, nu ești toată ziua prin ziare. Dar asta deja ține de industria muzicală. Ori eu chiar nu mai vreau să fac parte din industria muzicală. Eu am apărut în media exact atunci când am avut ceva de spus. Am zis, domnilor, ăsta e discul meu. N-am forțat niciodată lucrurile, n-am dat din coate, nu m-am dus să mă zbat prin cine știe ce încrengături de relații. Am venit și am spus, onest, domne, ăsta sunt, am discul ăsta. Stau un pic pe ecran, ne-am mai râs cu prieteni din media, cu Teo, bună oară. Așa. Bună, da, e cetățean de onoare. Așa. Și m-am străduit să mă păstrez în limitele unui firesc, gestionând, dacă vrei, pentru, cum se vede din afară, defectuos un uriaș succes, nu? Dar pentru mine, pentru mine înseamnă o reușită felul în care l-am strunit, ca să zic așa, succesul. L-am stăpânit eu pe dumnealui și nu dumnealui pe mine. Nu e pe tine, nu? Foarte, da. Foarte important. Astăzi, prieteni, avem ca suport muzical melodii dintr-un album pe care Mircea și-l dorea foarte mult timp să, de foarte mult timp să apară. Un album a cărui copertă o țin în acest moment în mână. Un album care va bine de un concert. Mircea sa, eu am închestrat piesa în ceasul de argint și revenind toată ziua de astăzi și tot ceea ce facem noi, echipa noastră, doamna Maia Morgenstern, domnul Ion Caramitru, protagoniștii acestei întâmplări de astăzi, totul este pentru prietenul nostru, Adrian Păunescu.